Hackerul arădean Guccifer a pledat vinovat la acuzațiile de infracțiuni cibernetice în fața autorităților americane. Românul este acuzat de spargerea conturilor mai multor personalități, printre care Hillary Clinton, Colin Powell și membrii ai familiei Bush. Acesta riscă o pedeapsă de până la 7 ani de închisoare. Marcel Lehel-Lazar, cunoscut ca Guccifer, a fost extradat în SUA în luna martie pentru a fi judecat de către autoritățile americane. Procurorii americani susțin că Guccifer a spart aproximativ 100 de conturi ale unor cetățeni americani, printre care și secretarul de stat Colin Powell și rude ale fostului președinte american George Bush. Lazar s-a aflat din nou în atenția presei internaționale după ce a dezvăluit că ar fi spart serverul privat de e-mail al lui Hillary Clinton. Inițial, românul a pledat nevinovat la acuzațiile de accesare neautorizată a unui computer protejat și furt de identitate. Ulterior, acesta a ajuns la o înțelegere cu procurorii americani și a solicitat să își schimbe declarația și a pledat vinovat. Sentința va fi anunțată în luna septembrie, hackerul riscând o pedeapsă între 2 și 7 ani. Guccifer a fost deja condamnat de justiția română la 7 ani de închisoare pentru spargerea conturilor de e-mail ale directorului SRI George Maior, ale europarlamentarului Corina Crețu, dar și al unor vedete autohtone.